Au participat perechile finaliste de la următoarele unități școlare: Liceul Tehnologic Iogu Vârnavliteanu Liteni, Colegiul Alexandru cel Bun, Gura Fumurului, Colegiul Național Petru Rareș, Suceava, Colegiul Economic Dimitrie Cantemir, Colegiul Național Ștefan cel Mare, tot din Suceava, Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț, Suceava, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu, Liceul cu program sportiv Liceul Tehnologic Mihai Minescu din Dumbrăveni, Colegiul Tehnic Petru Mușat, Suceava, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Suceava și Colegiul Tehnic Samuel Isopescu, Suceava. Concurenții au avut de parcurs 5 probe. Defilare ținută de zi, proba de dans, de perspicacitate și prezentarea ținutelor de seară, presărată cu întrebări de cultură generală. În pauzele concursului, elevi de la mai multe școli din județ și de la Palatul Copiilor, Suceava, au susținut diverse momente artistice. Președintele juriului a fost inspectorul școlar de arte Loredana Mihaela Ceică. Miss Bucovina a fost desemnată Delia Iacob de la Liceul Tehnologic Iorgu Vârnavliteanu Liteni, în vreme ce Mister Bucovina a fost ales Andrei Bercea de la Colegiul Național Mihai Minescu Suceava. Concursul a fost organizat de Asociația de Ajutorare a Copiilor și Tinerilor Dotați, Talentați și din Sistemul de Protecție a Copilului Aflat în Dificultate, Euroactiv Suceava, Shopping City Suceava, Asociația Play Străbun, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Școala de Dans Interrob Studio, Asociația Alex Group, Asociația Dascăl și Artist, Centrul Cu și Pentru Tine.